Zile cu atmosferă de primăvară. De asta au avut parte cetățenii din municipiul Drobeta Turnu Severin. Deși calendaristic este încă iarnă, temperaturile de afară spun altceva. Mehedințenii s-au bucurat de 14 grade Celsius. Temperaturile neobișnuite de ridicate pentru această perioadă i-au determinat pe copiii, bătrâni și tineri deopotrivă să ia cu asalt centrul orașului Drobeta Turnu Severin, acolo unde razele soarelui, completate de peisajul inedit, au creat atmosfera perfectă pentru relaxare și socializare. Foarte frumoasă, trebuie și un pic de ploaie, un pic de ploaie pentru agricultură, ar trebui și un pic de frig, că cea mai bună imunitate este din frig. Copiii nu mai au imunitate să îmbolnăvesc, poate nu prea e bun, dar ce să facem acum, ne dăm și noi după anotimpul ăsta să mai scadă și facturile, să mai scadă și asta, mai ține și vremea cu noi, ce să faci? Mai ieșim și noi din casă, ne mai plimbăm, ne mai găsim de lucru, e bine. Bine, în general mă bucur, dar pentru agricultură poate că nu este benefică așa căldură. Pământul, am înțeles că are nevoie și nu am înțeles, este cu adevărat normal să fie multă apă. Are nevoie de apă. Dar putem să spunem că vine primăvara încet, încet. Sperăm, dar din experiența mea s-ar putea ca martie să fie foarte capricios și să fie și cu zăpadă. Dacă pentru adolescenți zilele însorite au reprezentat un motiv în plus de a-și încărca bateriile, pentru adulți și vârstnici, vremea bună a fost un prilej de a ieși cu prietenii, de a socializa și de a se recupera mental după o bună perioadă de restricții impuse în contextul pandemic. Pentru noi e bună, pentru agricultură nu. Putem să spunem că vine primăvara încet, încet. Păi, da, și calendaristic, da, trebuie să vină, odată și odată. Cu mic, cu mare, toată lumea se bucură de vremea însorită, cel puțin calendaristic. Iarna se apropie de final. Potrivit meteorologilor, zilele următoare, prognoza va fi blândă.